Chiar dacă pandemia de COVID-19 a speriat cumpărătorii care încă mai frecventau piețele agroalimentare, producătorii mehedințeni au umplut arabele cu legume proaspete românești specifice începutului de primăvară. Salata și ceapa verde sunt în continuare vedetele sezonului. Piețele agroalimentare sunt pustii, însă tarabele sunt bogate cu legume proaspete și gustoase. Producătorii mehedințeni pun la dispoziția iubitorilor de produse românești legume proaspete și gustoase care îți ia privirea. Salata și ceapa verde rămân în continuare vedetele primăverii. Sunt crudităţile primăverii. Îi conține fier, întărește sângele. Nu ne mai îmbolnăvim de COVID dacă mâncăm drăgăvei, salată, să mâncăm și ridichii și ceapă verde. Tot ce e verde conține fer și vitamina D de întărirea osului. Toată lumea se consumă. Crescute de dumneavoastră? Da, drăgăveiul tot e de grădină. Cine mai face decât drăgăvei de grădină? Legumele sezonului sunt ridichile acum, da, și ceapa verde, dar am avut și pe timpul iernii ceapă verde. Urzicile, dragaveiu, salata verde? Spanacul, salată verde, da. Că este în preferințele cumpărătorilor. Da, salata verde, ceapa verde, ridichile și mărarul de grădină. Avem și lobodă aici, foarte frumoasă și proaspătă, da. Venim în fiecare zi cu marfă proaspătă la piață. O salată cu ceapă verde, castraveți sau ridichii este un răsfăț proaspăt de primăvară. De acum înainte, cele mai așteptate legume ale anului o să își facă apariția pe tarabele din piețele agroalimentare. Producătorii mehedințeni au o varietate de legume proaspete gata să cucerească iubitorii de produse românești.